întrebat pe Alin dacă mă duce și până la aeroport pe 4 iulie și a spus că da, dar eu nu cred că se trezește și nu pot să-mi pun baza în el. Îmi dau seama că el la ora aia, la 4-5 dimineața, el e obosit. Oricum, frumos gestul lui că a răspuns cu da și nu cu nu. Bam, bam, Aline. Salutare, prieteni. Ce să vă mai zic? Am probleme mari. Azi am stat în percuzii. Ia uitați. Încă a rămas ăsta aici, leucoplastul. Aici sunt gerică. Da. Paleta ecologică este pe aici. Paleta ecologică? Da, da. Dar ce? A, faci treaba mare? Da. A, unde puteți să duci? Benzinărie, ia să vedem benzinărie. Acolo. E mai departe de zilele aici până ajung, fac pe mine. Nu te împoscăți atunci. Nu? Păi făceam o filmare aici. Mă scuzați. Nu face nimic, dar ecologică chiar nu... Să fie în parc aici? Nu este. Nu este, a? Asta e. Ce tare. Am văzut? M-a întrebat un băiat dacă știu de o... de o toaletă ecologică. Fie trimis de Olga? Deci eu am probleme... De fapt, nu știu ce probleme am. Dar... am fost la clinică azi, la spital. De-aia am spus că nu pot să mai fac nimic, am treburi de rezolvat. Prima oară când stau în percuzii, nu vreau să dau prea multe amănunte. Sunt dat peste cap și cu America asta. Îmi place să mă vait, să mă plâng, dar sunt bine. Eu zic că sunt bine, nu? Eu cred că m-a blestemat Olga. Ea a spus să mă blesteamă ca să nu ajung în America. Ea trebuie să vă pun eu acum o înregistrare, că m-a sunat mai înainte. Ia să vedem. Chiar m-a sunat mai înainte. Ce faci? Da. Cum stai? La spital. Era să mor. Am fost la spital. De ce? Am stat în percuzii. Pe ce ai pățit? Da, așa. Am arătat-o? Am pățit. Ce ai pățit? Rău. Serios? Păi dar-i sunt de-a tot. Eu uite de pe fuzi, auzi, eram să mă arăt. De ce? Nu vreau să zic. Păi zic, că ar fi apătat? De ce, să mă urcă? De dorul tău. A? De dorul tău. Hai, de dorul meu, hai, lasă-mă, Cristi, tu mai vorbi aiurel. Ai luat ura asta de la cimitirul ăla? M-ai blestemat, Olga. Eu te-am blestemat, ai zis să nu mai plec în America, să cadă, să se întâmple ceva până... Păi în America vreau să nu mai plec. Păi asta e. Vezi, era să nu mai plec. Păi ce bine era să nu mai plec. Pe bune? Da. Pe nu e ok, Olga. Nu e ok să blestem, Olga. Nu e ok să blestem. Dar cu cine ești acolo? Că mi-a arătat o fată frumoasă. Cu cine ești, mă? Hai să vorbim după aia. Bine, Olga, hai, hai grijă, pa, 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 pa. A spus că m-a sunat ea, de fapt eu am sunat-o. Mi-am dat seama că e cu Alin și cu Gașca pe acolo, pe la OMV. Și era și cu o fată.
De-aia n-a sunat ea toată noaptea și a zis că mă sună după aia. Poate îmi dă adresa, dar nu vreau să mă duc la ea la adresă, vreau să mă duc la OEMV dacă e. Bem un suc și gata. Hai, cam atâta, bam bam. Nu vreau să mai intru în amănunte prea mult. Salutare, prieteni. Am fost la ProBio. S-a recortat sânge. Bam bam. La recortare de sânge. Bă, cine ai pierdut pe Milo? Milo! Unde e Milo? L-ai pierdut pe Milo? Bă, unde e Miloș? Miloș? E Miloș? Cum îl cheamă? Milo? De la Milog? Milogule! Nu știu unde e. Vreau să-mi bag în casă. Pisica mea e aici, aia roșcovană. Da, dar aia mai vine pe aici, pe la asta. Milo! Când o strigam, venea. Da. Azi noapte mi-a rămas afară, mi-a venit la 5 dimineața. Și nu vreau să o mai bat. Să ce? Să o mai bateți? Da, țin ea sau ce-ai spus? Nu vreau să o obișnuiește. Să nu mai lăsați. Păi să... A, deci o băgați în casă. Aha. Păi nu e... E măsa? Nu-i măsa lui ăsta? A, ăla-i cotoi. Nu-o fi... A, o fi tasu. Hai că poate vine mai încolo, e plecat așa. Dacă îi faci așa, zic că vine, bă, îți dau băț, gata vine. A, cu bățul? Nu, păi am niște așa bețișoare. A. A, să le mănânce? Le mănâncă și după bețișorul ăla doarme. Uite acolo, uite aici, în spate la mașină. Strig-o acum. Uite, uite aici. Vino cu asta, o vezi, că nu te mint. Unde e și Milo? Se ascunde, hai. Uite, se ascunde, s-a băgat sub mașină. Hai, uite de mata, bre. Uite aici, aici, sub asta. Uite că nu te mint. Hai, papă, că dau bățul. Ai văzut-o? E acolo, dar e frică de mata? Se ferește de mata? Nu, că nu o băg în casă. Nu vrea în casă. E lumina afară. Mai las-o puțin. Ce să păi cum o iei de acolo, că e sub mașină? Hai, zic că-ți dau bățul. Hai. Du-te, Milo, că-ți dă cu bățul. Hai văzut unde e? Hai, mă, golanule. Hai, Facebook. Ăsta e Facebook. Hai. Facebook-ul meu. Hai, Facebook. A, uite, o iau pe... Ia uite. Ai văzut cum a ieșit? Imediat, uite, a sărit la asta al meu. Ce-a fugit ăla? A plecat cu Larisa. Hai, las-o pe aia, în pace. Ia uite, bă, se aleargă. Se joacă. Să nu le vadă că se apropie de poartă, că e de norocire. Bine, vecină, hai, sănătate, numai bine. Mm-hmm.
mersi mult de tot. Hai, te salut. Sper să fie ok. Ok, mersi. Hai să alea pe el, da? Să ne invitați pe capa. Da, da, mersi, salut. 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 Telefonul, 5 milioane. Normal. Așa trebuia să mă uiteți în partea cealaltă. Păi da, da, aia, că ne grăbim aici. Da, aiurea. Da.